Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am promis ieri, în fiecare dimineață voi veni cu ceva nou, mai ales pentru doamnele începătoare. Astăzi dimineață voi lucra împreună și pentru dumneavoastră acest trandafir din Pamblică. La prima vedere pare ceva complicat, însă să știți că este foarte ușor de realizat, doar că este nevoie de puțină răbdare. Pentru a lucra acest trandafiraș, eu am folosit pamblica de culoare roșie, iar pentru frunze pamblica de culoare verde, ambele având lărgimea de 3,8 cm. Puteți folosi și pamblică de 4 cm sau de 5 cm, chiar și de 2 cm jumătate, dacă vreți ca trandafirașul să fie mai mic și mai delicat. Însă eu voi lucra acesta pe care l-am prezentat ieri. Ați văzut că l-am pus în coșulețul pe care l-am croșetat ieri dimineață. Deci vom avea nevoie de pamblică, vom avea nevoie, bineînțeles, de foarfece, vom avea nevoie de lipiciul lichid. Dumneavoastră puteți folosi foarte bine siliconul. Vom avea nevoie de un rotund din peltru sau dintr-un alt material care apoi îl vom aplica aici pe spatele trandafirului, după care vom avea nevoie de acuață. Nu are importanță culoare, important este să fie acuață. Apoi eu am făcut din carton acest model de frunză. După cum vedeți, are înălțimea de 7 cm și lărgimea de 3 cm și jumătate. Acesta va fi șablonul după care vom decupa frunzele. Se face foarte simplu: punem o bucată de carton în două, cu pixul sau cu creionul dăm forma de frunză, apoi decupăm și uitați-vă că am realizat șablonul pentru frunză. Apoi voi avea nevoie de riglă, de linie, cum se spune la noi. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm. Nu vă spun exact decât de ce număr de petale vom avea nevoie, pentru că diferă în funcție de mărimea pe care doriți să-l aibă trandafirul dumneavoastră. Dacă doriți să fie un bobocel, bineînțeles că vom avea nevoie de petale mai puține. Dacă dorim un trandafir așa mai mare, depinde, cum vă spuneam, de modul în care îl realizați, în care îl asamblați. În general, de la între 10 și 14 petale avem nevoie pentru un trandafir. Acum eu voi începe să lucrez. Vă voi arăta modul în care voi face toate acestea, dar să nu uit că vom avea nevoie și de brichetă pentru a sigila țesutul. Deci voi măsura 10 cm de pamblică. Eu aici pun 9 cm și jumătate, pentru că, după cum știți, la începutul riglei avem această jumătate de centimetru în plus. Deci pun 9 cm jumătate, după care voi îndoi pamblica, voi pune drept și
să voi tăiați. Și vom continua să decupăm cu minte, cu atenție. Ne decupăm, vom tăia. Ca să vă fie mai ușor, puteți face un cartonaș chiar cu lungime de 10 cm și astfel va fi mult mai ușor pentru dumneavoastră. Veți pune cartonașul șablon deasupra și veți tăia. Eu acum vă arăt modul în care lucrez eu. Folosesc și eu uneori șablonul. Mai ales când fac lucrări noi. Acum voi da deoparte aici și cu bricheta vom trece foarte ușor la capetele pămblicuței pentru a sigila țesutul, altfel se va desface. În felul acesta, cu atenție să nu ne ardem, iar apoi vom lua culcoață. Așa cum vă spuneam, nu este nevoie să fie numai decât culoarea pamblicuței. După cum vedeți, această pamblică are două părți, partea lucioasă și o parte un pic mai palidă, să spunem așa. Vom pune pamblicuța cu partea lucioasă în afară. Aici o vom pune în felul acesta, creând ca un mic triunghi, după cum vedeți. Apoi vom îndoi din nou lucrarea. Va trebui să fie să se prezinte în felul acesta, deci cu acest colț întoarcem în felul acesta. Vom introduce apul cu ață, în modul în care să spunem că nodul va fi ascuns. Ținem cu atenție țesutul și vom începe să coasem în felul acesta. Practic vom însăi la materialul. Este nevoie de o cusătură foarte, foarte deasă. Important este să prindem toate părțile de pamblică. Vom merge înainte pe celălalt capăt. Apoi și acest capăt îl vom îndoi din nou în același fel ca la început. Deci vedeți, îl pun odată și formez acest triunghi. Îl voi îndoi din nou și voi continua să cos. În momentul în care voi ajunge aici, din nou voi fi atentă să prind toate părțile pamblicii, să nu rămână din afară. Atunci nu mai reușim să dăm formă acestei petale, pentru că aceasta este una dintre petale.
ajungi și aici la capăt. Vom ține cu mână și vom trage încet firul în modul în care doar partea din mijloc, dintre triunghiurile formate, să devină creață, în felul acesta. Iar apoi aici vom face nod la capăt. Deci. Nu este deloc greu, bineînțeles, apoi vom da această formă, să vedem cum. Eu voi repeta din nou pentru dumneavoastră, astfel încât să vedeți modul în care lucrez. Așa cum vă spuneam, puteți face acești trandafiri fie pentru a-i pune într-un coșuleț, exact cum am făcut eu ieri coșulețul pentru dumneavoastră, fie chiar și ca mărțișor sau în diverse aranjamente. Deci, vă explic din nou, am pus pamblica în formă de triunghi, voi întoarce din nou cu această parte, fixa, nu este nimic greu, bineînțeles că la prima vedere pare complicat, însă dacă veți dori să încercați, să știți că cu siguranță veți reuși. Și apoi ce poate fi mai frumos decât un trandafir? Puneți în continuare. Apoi voi întoarce. Și voi forma acest alt capăt. Voi continua să cos. Sunt foarte multe modele de flori care se pot lucra în pamblică. Eu voi încerca să vă arăt o parte din ceea ce știu, ceea ce este mai ușor de realizat, pentru că știu că nu foarte multe dintre dumneavoastră lucrați în pamblică. Ați văzut, am tras firul și am încrețit exact doar partea din mijloc. Acum voi face nod aici pentru a-i da stabilitate. În felul acesta petala nu se desface. Așa cum vă spuneam, voi face o serie de tutoriale în care voi prezenta cum se fac anumite floricele pe care, așa cum spuneam, fie le puteți folosi ca aranjament, în diverse aranjamente, fie, de ce nu, chiar și ca mărțișor, pentru 1 martie, pentru 8 martie, un mic cadou, o inimioară realizată din trandafiri, care poate fi făcută cadou pentru ziua îndrăgostiților. Am văzut cu foarte mare plăcere că doamna Maria Seleti a realizat frumoase aranjamente în formă de inimă din trandafiri lucrați în pamblică.
Eu am mai lucrat acest tip de trandafiri și am făcut tutorial, dar în acel moment nu aveam grupul pe Facebook. Apoi când am realizat când am realizat canalul YouTube și am creat grupul, ceea ce am avut pe celălalt canal de YouTube, mi-au interzis să le încarc, pentru că era un acont diferit. De aceea, să încercăm astăzi să lucrăm din nou în felul acesta și dumneavoastră veți vedea că cu o bucățică de pamblică se pot realiza lucruri foarte frumoase, aranjamente deosebite. Am ajuns la capăt, acum din nou voi trage firul pentru a încresi doar partea din mijloc, vedeți? Este foarte simplu, bineînțeles, este nevoie de răbdare pentru a face toate petalele de care avem nevoie. De obicei, eu când am de executat o lucrare mai mare, întâi un anumit număr de petale, le sigilez și apoi mi le cos și când am terminat de cusut toate, le ansamblez. Eu mă voi opri aici, v-am arătat modul în care executăm petalele. Haideți acum să vedem modul în care le vom ansambla. Am altele pregătite din timp. Și așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de lipițul lichid. Sper să nu fac un dezastru aici, să ruinez fața de masă. Deci, voi lua una dintre petale. Și pe ea, aici la bază, voi pune un pic din acest lipiț lichid. Dumneavoastră puteți folosi și siliconul, așa cum vă spuneam, siliconul la cald. Așa. După ce am pus lipițul lichid, voi lua petala și voi rula cât mai strâns posibil, în felul acesta. Așa vom crea mijlocul trandafirului. Apoi voi ține un pic strâns să se lipească. Acum vom lua o altă petală și folosim mereu același lipit. Voi pune pe ea. Voi să țin un pic mai mult transferit și voi pune această primă petală, voi pune pe a doua și voi rula. Acesta pentru a face un mic bobocel, vedeți? Acesta va fi mijlocul trandafirașului. Bineînțeles, ne vom lipi degetele, nu este o problemă. Acum voi continua cu lipiciul lichid
apoi începe să îmbrac acest bobocel. Îl voi pune în mijloc aici. Voi une părțile de o parte și de cealaltă. Voi ține strâns să se lipească totul. Dacă nu stă lipit, îi vom pune din nou un pic de lipit. Acum stă cu siguranță. Așa. Vom continua cu altă petală. De obicei acest lipici se lipește aproape instantaneu, de aceea îl folosesc foarte mult în lucrările mele. Însă astăzi văd că îmi joacă un pic de feste. Acum voi lipi în felul acesta, pe întoarce bine să se lipească. Uitați-vă mijlocul de trandafirașului. Vom continua să lipim. Voi întoarce trandafirul în felul acesta și voi lipi de cealaltă parte. Rezultatul, vedeți? Sunt și alte doamne care lucrează în pamblică. De aceea am hotărât să fac și aceste scurte tutoriale pentru doamnele începătoare, așa cum vă spuneam, care vor dori să învețe, să lucreze ceva deosebit, ceva frumos, ceva nou pentru ele, pentru că putem crea lucruri frumoase și fără croșet. După cum vedeți, lucru de mână, poate fi diversificat. Nu este neapărat nevoie să lucrăm doar cu croșetul sau doar cu andrelele. Putem face lucruri minunate din totul, practic din totul. Așa. Voi continua încet încet să așez petalele de jur împrejur, în modul în care putem chiar și să o îndoim așa pentru a pune mai bine lipiciul, în modul în care dorim, pentru a-i da o formă frumoasă trandafirului nostru. Acum, pe măsură ce înaintăm cu lucrul, vom începe să punem un pic de lipici și pe
pe această parte, un pic mai sus. În felul acesta va crea o aderență mai mare, deci va fi mult mai ușor de lipit. Și voi continua să îmbrac de jur împrejur acest trandafiraș, boboțelul pe care l-am creat la început. Deci, începe să le desfac în așa fel încât să pot pune lipiciul. De jur împrejur. Petale. Rapid se poate face. Acum voi pune și de această parte o petală. Pentru a-i da o formă mai frumoasă, voi pune și aici o altă petală. Așa cum vă spuneam, la un moment dat vom începe să punem lipiciul și pe această parte pentru lipit, pentru a-i da o formă cât mai corectă de trandafir. Așa. Acum voi veni cu această petală aici. Voi ține bine să se lipească. Și uitați-vă că am realizat trandafirașul. Bineînțeles, dacă dorim, putem să ne alargăm cât de mult vrem, dar eu cred că aceasta este măsura corectă pentru un astfel de trandafir. Acum haideți să lucrăm frunzulița, să vă arăt modul în care facem frunzele. Eu întotdeauna lucrez, deci tai două frunze odată. Așa cum ați văzut, v-am prezentat șablonul la început. Voi pune pamblica în două, după măsura șablonului. Voi tăia două frunze deodată. Ne va fi mai ușor să lucrăm. Thank you.
pietra pamblica. Poi prendo șablonul aici. Îl vom pune așezat bine. Și apoi vom începe să decupăm. Vom fi atente să fie pamblica așezată în mod corect. Vom tăia cu foarfecul de jur împrejur. De aceea vă spuneam că este nevoie de șablon, în felul acesta toate frunzele noastre vor fi egale, toate vor avea aceeași mărime. Vom întoarce cu atenție. Vom continua să decupăm. În felul acesta. Aici avem un pic în plus. Îl vom scurta. Nu e problemă. Și iată că deja am realizat două frunze. Voi realiza alte două, pentru că astfel și dumneavoastră veți vedea încă o dată modul în care le realizez. Voi măsura materialul bine în două, șablonul, voi încadra în modul în care să nu mi rămână nimic în afară, așa, iar acum decupăm, foarte simplu. Deci acum am realizat și aceste frunzulițe. Cum vă spuneam la început, avem nevoie și de bricheta. Vom lua fiecare frunzuliță în parte și cu atenție vom sigila materialul. Deci în felul acesta. Trecem un pic de o parte și de cealaltă fără să ardem nici degetele noastre, nici materialul. Bineînțeles, cine va încerca pentru prima dată poate avea și această neplăcere de a arde un pic pamblica. Mi s-a întâmplat la început când am învățat. Așa cum vă spuneam, întotdeauna este câte ceva nou de învățat și
inevitabil se poate greși, pentru că nimeni nu este perfect. Acum, după ce am sigilat frunzele, vom pune fiecare frunză, o vom pune în două, în felul acesta, mai mult sau mai puțin egal, dar oricum să fie în două. După ce am pus-o în două, o vom îndoi o dată, deci de aici din vârf, și vom trece un pic cu bricheta la distanță în față, în felul acesta. Vom îndoi frunza a doua oară, trece din nou un pic la distanță cu bricheta pentru a forma aceste liniuțe care dau practic impresia de o frunză adevărată. În felul acesta voi face toate cele patru frunze. Nu trebuie să fie o distanță standard între ele. Vă orientați dumneavoastră în funcție de cum este mai ușor. Simplu. Face și următoarea. Iar acum, folosind un nou lichiciu, vom îmbrăca trandafirașul cu frunzulițe. Am pus lipitul lichid. Voi aplica frunzulițele aici de desubt, unde îmi place mie, să spunem așa. Unde vreau eu. Unde îmi pare mie. Bineînțeles, în modul în care să dăm o formă frumoasă florii noastre. Stați, am pus pe această parte deja două frunzulițe, deci mi-a apăsat. Mai mult ne orientăm pe partea din față. Designul este foarte important. Designul, ce înseamnă design, știți foarte bine, aparența. Și bineînțeles, trebuie să fie și durabil, să dureze în timp. Nu trebuie să riscăm să ne se desfacă lucrarea. Voi aplica și cea de-a treia frunză aici. Nu voi merge mult mai departe, pentru că apoi va fi prea încărcat. Deci voi rămâne la această dimensiune. Deci. Așa. Iar apoi, cum vă spuneam, avem nevoie de acest disc de felturu sau dintr-un alt material care este un pic mai grosuț. Voi pune și aici lipiciul lichid. Cum vedeți, de jur împrejur. Voi lua trandafirul
pe spate voi aplica acest, vedeți, în felul acesta am acoperit practic tot ceea ce am lucrat. De aceea vă spuneam că nu este nevoie de ață numai decât de culoarea pamlicii cu care lucrăm, pentru că aici pe spate nu se va vedea practic nimic. Acum, aceasta poate fi folosită și această floare, bineînțeles, într-o formă mult mai micuță, poate fi folosită și ca mărțișor. Aici se poate aplica foarte bine o agrafă dintre acelea care se închid, însă eu astăzi v-am prezentat modul în care am realizat acest trandafir. Acesta este cel pe care l-ați văzut ieri în coșulețul pe care l-am lucrat. Puteți executa în diverse culori. Voi continua seria de flori din pamblică, bineînțeles, și lucru cu croșetul nu-l voi abandona, nu-l abandonez. Vă mulțumesc din nou foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Sper că vă place ceea ce încerc să împărtășesc cu dumneavoastră, un pic din experiența mea. Mi-ar face mare plăcere să văd că lucrați după ceea ce eu vă prezint, după tutorialele pe care le fac, și vă rog foarte mult să vă abonați pe YouTube. Acolo veți găsi alte tutoriale. Acest tip de trandafiri pe care îi vedeți un pic în câtva timp, oricum până la Paști, vom realiza aranjamente cu ele. Veți vedea că va fi ceva foarte frumos. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre voi. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom revedea foarte curând cu un nou tutorial. La revedere!